se întâmplă cel mai adesea în furie este că dăm vina pe celălalt. Ca și cum celălalt e direct responsabil de emoția mea. Iar eu nu am nicio vină. Și cumva intrăm în partea asta, dinamica de care vorbeam. Una dinamică este să încep să-l săcâi pe celălalt. Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, o campanie nouă desfășurată pe site editurii Herald, 12 soluții pentru o vacanță în armonie. Iată perioada vacanțelor în care cei mai mulți dintre noi mergem în vacanță, mergem în concedii singuri, cu prietenii, cu partenerul de cuplu sau cu familia extinsă, cu copiii, bineînțeles. Așadar, iată un moment prielnic, vacanța, o șansă ca să ne îmbunătățim stilul de viață, relația cu noi înșine, dar bineînțeles și relația cu ceilalți. Astăzi discutăm alături de Roxana Avădanei, psihoterapeut integrativ, fondator Ikigai Dojo și Embodiment România, despre furie. Iată, o emoție pe care unii dintre noi au resimțit-o chiar și în vacanță, deși ne dorim, bineînțeles, ca în vacanță să existe, așa cum spune și titlul campaniei, armonie și echilibru și multă relaxare și să ne încărcăm bateriile, dar iată că trebuie să învățăm cumva ce facem în astfel de situații critice, momentul în care ne simțim furioși, cum gestionăm furia și ce se ascunde în spatele ei. Și am început discuția noastră de la o recomandare de carte pe care vi-o facem cu drag. Este vorba despre Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția Pas în Doi. Și aș spune eu, aș adăuga, deși subtitlul spune că este o carte, un ghid dedicat femeilor, eu am mai spus-o și în alte dăți, că este o carte foarte bună pentru bărbați. Este o carte pe care o recomand deopotrivă și bărbaților, pentru că această emoție, furia, o regăsim și la bărbați și la femei. Diferența este una, am putea spune, culturală, nu? Sau socioculturală, în sensul în care furia este ceva mai acceptată și mai tolerată la bărbați, da? Se duce în zona aia de masculinitate, de agresivitate și furia e acceptată. E, bineînțeles că furia, din punct de vedere social, nu este acceptată la femei. Și automat o femeie, în momentul în care este foarte furioasă, este criticată sau este etichetată. Deci iată, ce facem cu această emoție la modul general și cu precădere în vacanță? Cum gestionăm această emoție în vacanță? Cum spuneam, pentru a avea o perioadă, o vacanță cât mai relaxantă, liniștită și în armonie, până la urmă, cu noi înșine și cu cei din jur. Bună, Sorin, și mulțumesc pentru invitație din nou. Trebuie să încep prin a spune că sunt absolut îndrăgostită de această carte. Perfecționist din fire, cărțile mele trebuie să nu se vadă că au fost citite, dar pe asta nu m-am putut abține, deci este îngălbenită toată și subliniată. E genul de carte pe care o savurez, o citești așa cu ca un elixir, mai iei câte o porție. Și chiar o recomand cu mare, mare, mare drag. Cred că e o carte de căpătâi, mai ales pentru noi femeile, pentru că, așa cum spuneai și tu, furia la femei e foarte mult stigmatizată. Adică, cumva, parcă nu avem dreptul să fim furioase, nu ne stă în caracter. Femeia e aia care trebuie să păstreze relațiile, trebuie să se ocupe de buna dispoziție a celorlalți. Cam așa suntem educate de mici copii și atunci furia devine ca o cenușăreasă a emoțiilor, nu e ok să o simți și sunt, bine, acum generalizăm, sigur că sunt și excepții. Și mai ales o manifesti, hai că de simțit, poate că o mai simți, dar de exprimat, e de fapt acolo ești cumva criticată și stigmatizată, în momentul în care ea iese la suprafață, că ea poate să stea mognită în tine, dar în momentul în care tu ți-o exprimi, ți-o manifesti, bineînțeles că poate și partenerul, da, de cuplu, să presupunem soțul, dar și copiii, acolo unde mergem cu copiii în vacanță, cu toată familia, se uită urât și spune, dar ce-a pățit mama? De ce e așa de nervoasă? De ce e așa de isterică? De ce e furioasă? De ce nu știu ce? Păi da, pentru că săraca are foarte, foarte multe task-uri și câteodată mai resimte nevoia ajutorului, zic eu, venit din partea partenerului, a soțului și din partea copiilor. Da, ai punctat foarte bine. Ce se întâmplă
cel mai adesea, nu generalizăm, dar cel mai adesea, se întâmplă că femeile adună. Da? Stau acolo, înghit, lasă să fie bine, hai să întreținem bună relație, hai să ne înțelegem, să nu creăm conflict, să nu creăm certuri, da? Și la un moment dat explodează când poate nici nu mai are nicio legătură cu motivul inițial al furiei. Și atunci, da, apare etichetele despre care vorbeai, de isterică, scorpie, nebună sau alte apelative, mai mult sau mai puțin plăcute. Ce aș vrea să menționez este că furia este o emoție foarte legitimă, să spunem, ca toate celelalte emoții și senzații. Nu ne întrebăm, da, e ok, se cuvine să-mi fie sete? Ție sete și punct. Cumva trebuie să onorăm toate aceste emoții pentru că ele ne spun că ceva nu e în regulă, ceva se întâmplă acolo și ne depășește niște granițe. Ceva la adresa sinelui nostru este amenințat. Și este rezultatul unei întregi dinamici. Și atunci, în vacanță, pentru că petrecem mai mult timp împreună, e posibil, deși plecăm cu așteptările foarte sus de a ne simți bine, să avem aceste explozii. Ce mi-a plăcut în carte este că analizează tot felul de dinamici de tipul ăsta, adică cu exemple, cel mai adesea sunt în familie, cu oamenii foarte apropiați și sunt conflicte nerezolvate în general cu părinții proprii, neimpunerea unor limite, incapacitatea de a ne separa de proprii părinți, fuziunea cu cum se simte mama, tata, nu avem propria identitate. Și apoi, pentru că nu ne manifestăm furia acolo, ce facem este că o deplasăm, o aducem unde? În relația cu soțul, în relația cu copiii, pe colega, deși eu m-am supărat pe șeful, mă cert cu colega, pentru că atunci când nu exprimăm unde trebuie, trebuie să o exprimăm undeva. Fie în interior, nu te mai aud, ești pe Mițurin. E și o vorbă, tu nu ai nicio vină, dar m-am descărcat pe tine pentru că tu ai fost primul în fața mea, sau prima. Da, da, era la un moment dat un desen cu niște păsări pe gard și fiecare avea dedesubt și cumva se găinăța pe cei de dedesubt. Fiecare are pe cineva pe care să-și verse amarul. Îmi place foarte mult începutul acestei cărți și chiar vreau să citesc un paragraf. Că furia e un semnal pe care trebuie să-l luăm în seamă. Mânia noastră poate fi un mesaj că ne simțim răniți, că drepturile noastre sunt încălcate, că trebuințele și dorințele noastre nu sunt împlinite adecvat sau pur și simplu că ceva nu e în regulă. Pentru ce aș folosi vacanța ca să-ți răspund la întrebare? Nu o să putem face miracole în alea două săptămâni sau o săptămână sau un weekend, dar putem începe să observăm. Pentru că ce se întâmplă cel mai adesea în furie este că dăm vina pe celălalt. Ca și cum celălalt e direct responsabil de emoția mea. Iar eu nu am nicio vină. Și cumva intrăm în partea asta, dinamica de care vorbeam. Una dinamică este să încep să-l sâcâi pe celălalt. De ce nu te interesează de sănătatea ta? Trebuie să te intereseze mai mult, Sorin. Dă-te cu cremă. Vrei să faci aici insolație. Îi luăm cumva celuilalt șansa de a se preocupa singur de propria sănătate. Apare o dinamică de tip subfuncționare și suprafuncționare. O persoană e cea care preia rolul ăsta, să spunem, emoțional, femeia, și atunci bărbatul se bate în retragere. Și atunci vacanța poate fi un moment în care putem observa aceste dinamici fără să inițial să vrem neapărat să le schimbăm. Pentru că e vorba aia, noaptea e un sfetnic bun, să nu reacționăm la prima mână, să nu izbucnim. Să nu fim reactivi, da. Să nu fim reactivi, pentru că nici forma asta nu e bună, da? Nici reacția asta la prima mână, dar nici subreacția, ok, nu, hai să fie bine, să fie pace și să fiu femeia cum se cade, people pleaser și așa mai departe. Dar lăsând noaptea puțin sau trăgând aer în piept sau plecând puțin, hei, am nevoie de puțin spațiu să
mă gândesc la ce s-a spus între noi, astfel încât să reevaluăm puțin situația. Pasul 2 ar fi, după observare, să observăm și partea de, ok, care e rolul meu în dinamica asta? Cum intervin eu? Care este partea pe care de altfel pot să o și schimb? Pentru că nu putem să-l schimbăm pe celălalt. Putem să ne schimbăm pe noi înșine. Pentru că, până la urmă, furia e ceva ce mă afectează pe mine. Eu sunt cea care are o problemă. Dacă celălalt e liniștit și vrea să fie ars de soare, el nu are o problemă. Eu am o problemă. Și atunci trebuie să găsesc cumva soluții sau cum mă redefinesc în această dinamică, astfel încât să ieșim din dans, că de asta îi spune dans. Devine un dans circular. Unul spune ceva, celălalt spune ceva, multe dintre certurile noastre sunt ca trase la indigo. Ajungem așa, dintr-una într-alta și în același punct. Și observând care e partea mea de vină sau unde am eu nevoie de schimbare, pot să pun problema altfel. Ei, uite, poate sunt nebună sau o să crezi că sunt exagerată, dar pentru mine e foarte important ca tu să fii sănătos. Îmi creează un disconfort foarte mare să stăm la plajă și să știu că tu te vei arde. De fapt, este un soi de prevenție. Eu nu știu de ce, de așa o văd, ca pentru a fi calm, armonie și liniște, că tot am folosit aceste cuvinte la începutul dialogului nostru, mă gândesc că există și partea aceasta de prevenție și de păstrare a calmității și a liniștii. Păi dacă tu vei sta iresponsabil la soare, fără să te gândești că vei putea face insolație, dacă tu vei face insolație, vei avea febră și mă vei trezi noaptea să-ți aduc tot felul de pastile, să-ți pun comprese cu apă rece, da? Deci, cumva, iresponsabilitatea ta se va răsfrânge, de fapt, asupra confortului meu psihic. Și da, același... trebuie să fim asta. Și același lucru e valabil, de exemplu, și la copii. De asta poate mama este mai grijulie, da? Copiii dați cu cremă. Noi luăm acum un exemplu banal de vacanță. Copiii dați cu cremă, da, cremă de protecție solară pentru a nu face insolație sau să nu se ardă. Gândește că dacă un copil pe perioada vacanței se îmbolnăvește, prima care reacționează este, sau de cele mai multe ori, prima care reacționează este mama. Da? Și atunci automat încearcă să păstreze totul în niște parametri normal, funcțional, da? Pentru a nu avea de lucru sau de furcă după. Imaginează-ți că un copil se îmbolnăvește și are insolație. Nu știu, mergi cu el, du-te la o farmacie, cumpără-i, ai grijă de el. Deja vacanța ta nu mai este conform așteptărilor pe care le-ai avut acasă. Așa este. Dar uite, tot în zona asta de ce putem face și de unde pleacă, de fapt, schimbarea, este din această identitate despre care vorbeam mai devreme. Trebuie să ne definim propriile valori, lucrurile care sunt importante pentru noi. Dacă pentru mine e important confortul, inclusiv în vacanță, confortul de a ști că toată lumea este sănătoasă, atunci voi exprima acest lucru în fața celorlalți. Ce se întâmplă, apropo de dans, este că în momentul în care noi adoptăm o altă poziție decât de obicei, apar ceea ce în carte se numește contramișcările. Adică celălalt va încerca cu orice chip să te aducă înapoi în același tip de dinamică. Pentru că aia, într-un fel, îți dă un confort. E o dinamică pe care o cunoști. Știi cumva ce urmează să se întâmple. Obții un lucru clar. În momentul în care cineva iese din dinamica aia și schimbă comportamentul, practic îl forțează și pe celălalt să schimbe. Și pentru că nu vrea să intre în disconfort, va face orice să te atragă înapoi. Și va începe cu șantaj emoțional, cu tot felul de modalități de a te forța să te întorci la comportamentul inițial. Și aici e importantă partea asta de a stand your ground, de a rămâne pe poziții. Sigur, cu blândețe, dacă există recidive, că nu se întâmplă schimbări peste noapte, dar pe parcurs să începem să menținem poziția asta de, hei, pentru mine e important treaba asta și poți să numești cum m-ai numit, că sunt nebună, sunt exagerată, sunt cum o fi, dar e ceva foarte important pentru mine. Și să definim și ceea ce avem nevoie de la celălalt.
am nevoie de la tine de asta, asta, asta. Ne așteptăm prea des ca partenerul să ne citească gândurile. Exact, de fapt asta e problema. Da, să intuiască sau să ghicească cred. Gândurile. Și n-ai cum să... Cred, am nevoie de la tine să îmi spui mai des că mă iubești, să te implici mai mult în partea asta de grijă a copiilor, pentru că pe urmă dacă ei nu vor fi sănătoși, nu o să avem o vacanță plăcută. Sau, uite, am nevoie să-mi lași și mie spațiul meu, să am timpul meu. Uite, hai să negociem un timp în care te ocupi tu de copii și, uite, stau okay. eu singură la piscină, la plajă și vreau să am timpul meu pentru mine. Pentru că vacanța înseamnă și timp cu mine, și timp cu partenerul, și timp cu copiii dacă mergem cu copiii. Și trebuie să jonglăm între aceste trei roluri foarte diferite. Și cred că cel mai frumos este atunci când cei doi parteneri, apropo de împărțirea sarcinilor și atribuțiilor, chiar și în vacanță, nu numai acasă, chiar și în vacanță aceste sarcini, aceste task-uri trebuie împărțite. Imaginează-ți că el îi aduce micul dejun la cameră. Da, ca să nu mai vii până la jos la restaurant și mai să mai stăm la coadă și uite, m-am ocupat eu de tot ceea ce tu ți-ai dorit și cafeaua și așa mai departe. De aici te îmbraci și mergem direct la plajă sau la piscină cu copiii sau unde ne-am făcut noi program. Și el la fel stă la piscină sau la mare și simte nevoia să se hidrateze pentru că este foarte cald și ea cumva îi intuiește, da, se poate și chestia asta, îi intuiește, dar bine, nu poți să o faci tot timpul, să știi ce e în mintea celuilalt. Dar nu tot timpul nimerești, adică tu poți să intuiești altceva. Corect, corect. Și te gândești că ar vrea să bea ceva, să se recorească și vii cu un pahar de bere sau cu un cocktail, da, de la barul hotelului și el spune... Poamă, ce cald de mi-era, chiar de asta simțeam nevoia și tu te-ai gândit exact la ceea ce vroiam eu. Ei, uite, vezi, astea sunt lucruri foarte frumoase. Uite, mi-amintesc acum de o conversație cu Alisa, că ai cunoscut-o și pe ea, și ea face ateliere apropo de comunicarea asta dintre femei și bărbați. Și mi-amintesc că în atelierul ei, adică am auzit treaba asta și mi se pare atât de reală și atât de des întâlnită și amuzantă și tristă în același timp. Femeia nu cere în mod direct. Ea pune sub formă de întrebare. N-ai vrea să ne oprim la benzinărie? Peste nu știu câți kilometri să urle că ea nu mai poate face pe ea și că el n-a fost atent la nevoile ei. Sau n-ai vrea o înghețată? Cumva ea așteaptă să te duci să-i aduci o înghețată din frigider, dar nu se cere asta în mod explicit. Și atunci bărbatul zice, păi da, dar nu mi-ai cerut. Trebuie să învățăm să cerem ce avem nevoie. Sau să fim atenți. Să cerem sau să fim atenți? Adică mă gândesc că dacă o femeie... Da, din ambele direcții, dar pe de altă parte nu putem să ne așteptăm ca celălalt să ghicească din întrebările ascunse, să facă un puzzle și să intuiască ce vrei tu de fapt. Mai ales că funcționăm diferit, adică avem un creier diferit, noi femeile, de bărbați. Bărbatul are nevoie să-i spui un task clar. Adu-mi înghețată din frigider, te rog. Și peste două ore tu urli că nu mi-ai adus înghețată și nu ești atent la nevoile mele. Adică e cumva din ambele direcții partea asta. Și ce vreau să mai punctez și apare în carte treaba asta, nu suntem responsabili de felul în care reacționează celălalt. De multe ori apare deghizată chestia asta. Nu-i spun că nu, că se supără, se enervează, îi se face rău. Nu vreau să-l deranjez. Vai, provoc cele mai nasoale lucruri. Hei, nu avem aceste potențe de a crea celorlalți. Deci nu e o relație directă între ce fac eu și emoția celuilalt. Pentru că dacă ar fi o relație directă, ar însemna că există un impuls și un singur tip de răspuns. Mm-hmm. Ori o acțiune poate avea un număr de răspunsuri. Fiecare om poate să răspundă altfel. E propria responsabilitate a fiecăruia cum răspunde în fața unor situații. Suntem responsabili de noi înșine și atunci trebuie să comunicăm ce e important pentru noi și ce avem noi nevoie. Cam despre asta e vorba în partea asta a furiei. Ca niște tips din astea, apropo de embodiment, pe ce înseamnă momentul ăsta de furie, că am și întrebat pe Facebook, am pus o întrebare comunității mele, ok, ce subiecte i-ar interesa legate de partea asta de furie.
Și chiar îi invit pe cei care ne ascultă, dacă mai au întrebări, să le pună în chat când va fi postat pe Facebook și fie voi răspunde acolo și să citească mai cartea. Facem înregistrare, neapărat, să citească cartea și să vină cu întrebări sau să facem discuții cu toții. Și una dintre întrebări era cum gestionezi furia și diferența între furia sănătoasă și cea dăunătoare. Dăunător este și atunci când reprim, pentru că la un moment dat corpul se resimte și am mai vorbit noi despre cărțile lui Babette și a lui Alice Miller cu corpul și amintește și cealaltă gestionarea emoțiilor copleșitoare sau nu mai știu titlurile exacte, exact. Dar corpul la un moment dat începe să-ți dea semnale când tu nu iei acțiune, nu faci niște schimbări. Ele îți rămân acolo în corp și începi inclusiv să somatizezi, să ai probleme fizice, să ai dureri de cap, să ai dureri de umeri. La furia, să nu uităm că e o emoție care te trimite spre acțiune. E pe impulsivitate. Cel mai des se contractă maxilarul, se ridică tot în partea de sus, adică dacă am imagina un desen animat al furiei, al reprezentării furiei, chiar e un film foarte fain cu emoții. Doamne, cum se numește? Nu mi-amintesc, dacă mi-amintesc o să pun în chat pe Facebook, în care furia exact așa e roșie și aici ca și cum i-ar ieși flăcări. Deci totul se ridică când ne enervăm, din punct de vedere fizic. Da? Ne înroșim la față, totul e aici, ne bubuie capul, se contractă zona asta. Și atunci, ca să calmăm puțin, din punct de vedere fizic, partea asta de furie, nu în a o reprima și a spune, hei, pleacă de aici, dar a lăsa un pic să se calmeze sistemul și a lua deciziile corecte, să nu urlăm așa la celălalt, că nu e ok. Și ce putem face este să ne aducem atenția la tălpile picioarelor. Dacă suntem la mare, picioarele sunt în nisip. Și cu atât mai mult ai niște senzații pe talpă, să simți nisipul pe tălpi, să cumva să coboare, să se degreveze de sânge creierul, da? să ai partea asta de grounding, de împământare, de hei, stai puțin că să-mi aduc aici în momentul ăsta, aici și acum. Un alt exercițiu poate fi să ne mișcăm maxilarul, astfel încât să se relaxeze puțin zona asta, foarte tensionată, inclusiv căscatul ajută da, să relaxăm partea asta a maxilarului și putem și să ne automasăm în zona asta a spatelui. Ce mai ajută este atenția la respirație, să respirăm și să fim împreună cu respirația. S-ar putea, în funcție de gradul de nervozitate, să nu prea meargă treaba cu respirația. Dar pe de altă parte este un sfat foarte bun, pentru că în momentul furiei, de fapt, apropo de semnalmentele pe care le spuneai tu puțin mai devreme, că ni se umezesc palmele, că inima începe să bată cu putere, că avem o stare de nervi, că avem senzația că explodăm, că și așa mai departe, respirația este foarte importantă. În momentul unei stări de surescitare nervoasă, unei stări de furie, de nervozitate, simțim respirația. Nu mai respirația aia calmă, liniștită, da? E o respirație sacadată. Și o respirație în partea asta de sus a exact. Corpului, o respirație rapidă. Nu întâmplător de multe ori s-ar putea chiar să ni se facă într-adevăr rău. Pentru că respirând atât de repede, putem chiar să avem stări de panică, anxietate, da? Pentru că furia este o anxietate foarte ridicată. Da? Mi s-a ridicat liftul dintr-o dată, apropo și de expresiile populare, că știu că îți plac, mi s-a urcat liftul. Exact așa e, viu, totul e aici. Și inclusiv respirația putem să o coborâm cumva, folosindu-ne palmele, să o aducem cumva în abdomen, să umflăm abdomenul, să respirăm abdominal. Sau să punem mâna aici, care iarăși e o mișcare care ajută sistemul vagal să se liniștească. Să stăm un minut cu palma pe inimă. Asta apropo de partea fizică a furiei. Apoi partea comportamentală a furiei, ce facem cu furia, cum spuneam mai devreme,
nu reacționăm imediat, da? Lăsăm un pic de timp, observăm care a fost exact situația, de ce mi-a apărut furia, ce încearcă să-mi transmită, care a fost rolul meu în toată povestea aia și apoi să decid ce schimbare e nevoie să fac și să mă țin de ea. Asta apropo de furia sănătoasă și cea dăunătoare. E ok să folosim furia pentru a pune limite, pentru a spune asta nu e ok pentru mine. Chestia asta nu e negociabilă. Partea asta, chiar dacă pentru tine nu e importantă, pentru mine contează foarte mult. Și ca să putem continua, am nevoie să ții cont de ea, oricât de absurdă ți s-ar părea. Și cumva să nu lăsăm de la noi, să ținem cumva la... Eu asta simt și asta e important pentru mine, apropo de valori și de... Sau să lăsăm, apropo de un alt subiect pe care... Da, apropo de un alt subiect pe care îl voi dezbate într-un alt material, într-un alt interviu, și chiar îi rog pe cititorii noștri și pe toată lumea să intre pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald și pe canalul de YouTube Herald, unde vor găsi celelalte teme, să spunem, de discuție, de dezbatere din cadrul acestei campanii. Revenind, mă gândeam la acest aspect al furiei, faptul că e foarte important să nu o reprimăm și să o dozăm în doze cât mai mici. Pentru că, iată, cum foarte bine spuneai tu, are legătură furia, sau de fapt exprimarea furiei are legătură și cu stabilirea limitelor, granițelor, și unde compromisul și negocierea sunt și ele utile. Adică eu ar trebui să-mi pun înainte de toate niște limite interioare. Eu să mă întreb pe mine, până unde accept? Până unde accept anumite lucruri care s-ar putea pe mine să mă deranjeze? Și dacă eu am o toleranță destul de generoasă, da, fără ca aceasta să mă afecteze, asta nu înseamnă reprimare, atunci este ok. Da? Sunt oameni care au o toleranță mai mare și sunt oameni care au o toleranță mai mică. Cei care au o toleranță foarte mică la frustrare imediat devin nervoși și iritați și furioși și anxioși. Pe de altă parte, trebuie să învețe și cel, adică cumva e o nedreptate, adică numai cel care își gestionează mai bine trebuie să lase de la el. Adică, nu. Și celălalt trebuie să învețe, corect. Cum spune senseiul meu de la Aikido, că de ce e pedepsit copilul care nu învață sau nu ia note bune, e trimis și pedepsit și are mai multe probleme de făcut. În loc să-i dai celui care are note deja bune, tu îl încurajezi pe cel care are un comportament sau, mă rog, care nu face tocmai ok. De fapt, da, tu te gândești okay. Că cel care are mai multă nevoie de sfatul tău, tu ești cel care îl dai. Și atunci trebuie să învățăm să gestionăm partea asta, adică faptul că cineva are short temper și reacționează și eu reacționez mai puțin, asta nu-i dă dreptul celuilalt să reacționeze tot timpul că eu sunt mai tolerantă. Da, absolut. Asta nu e ok. Absolut, da. Și, uite, o altă întrebare era venită apropo de gestionarea furiei proprii și gestionarea furiei celuilalt. Despre furia proprie am vorbit. Hai să vin despre partea asta a furiei celuilalt, că ai spus și tu despre asta. Cum îl calmezi? Cum gestionezi când celălalt... Cum îl calmezi pe celălalt? E iar despre limite. Dacă nu e ok pentru noi felul în care celălalt ni se adresează, putem spune: înțeleg că ești supărat, înțeleg că acum e o situație foarte tensionată, dar hai să nu spunem lucruri pe care le regretăm, să ne retragem puțin, am nevoie de puțin spațiu și să revenim și să vorbim într-un alt mod. Nu e tolerabil pentru mine să aud cum țipi la mine sau mă jinești sau... Și cu o voce fermă, nu țipată, dar ferm, că nu e negociabilă treaba asta. Ce mai apare în carte și e foarte fain și se potrivește exact cu ce spuneai tu și cu vacanța, cu părinții și copii, foarte des în furie apare o a treia persoană. Se creează niște triunghiuri ca dinamică
Deci este acel dans circular între doi parteneri, dar se creează și triunghiuri. Și în acest triunghi, de fapt, nu mai îmi exprim furia în mod direct, să spunem, e un conflict între tată și copil. Dar eu, ca mamă, nu stau deoparte, intervin între ei. Și atunci preiau o parte din conflictul care ar trebui să fie între ei doi. Și pot să creez și eu conflict cu soțul că, uite, nu îl susțin în ce vrea el să spună, creez conflict și cu copilul că nu-i țin partea sau că vede, simte slăbiciunea asta între părinți că nu sunt puși de acord și tot așa. Și atunci o soluție în cazul ăsta este să spui, am încredere în voi, sunteți persoane inteligente, că puteți să vă gestionați singur acest conflict. Pentru că în momentul în care apare o a treia persoană, ce se întâmplă este că furia nu mai este, conflictul nu se mai întâmplă între cele două persoane. Apare o supapă, cum ar veni. Un alt tip de triunghi este partea asta de bârfă. Da, în loc să-mi exprim furia pe cine am eu de exprimat sau să schimb ceva în relația cu persoana cu care am o problemă, găsesc o a treia persoană. Și vorbesc cu acea persoană despre. Mama, soacra, în fine, cu care să mă plâng. Confidenta, confidentul, prietenul, prietena. Da? Dacă e o situație particulară și persoana cu care vorbim își păstrează obiectivitatea și nu ține partea, adică nu se transformă într-un aliat al nostru, nu e părtinitor. Situație de moment, e ok. Dacă asta recidivează și recidivează, deja devine un obicei, devine o dinamică. Și îmi ia din șansa de a mă gândi și de a schimba ceva în relația în care chiar am probleme. Plus că și cealaltă persoană, dacă o cunoaște pe, să spunem că am conflictul cu soțul, dacă îl cunoaște pe soțul meu, îi va afecta și relația aia. Corect. Se strică practic pe cele trei tipuri de relații. Ce putem face noi este să cultivăm relațiile cu fiecare dintre persoane separat. Dragii noștri, 12 soluții pentru o vacanță în armonie cu mine, în cuplu, cu copiii. Am vorbit astăzi pe marginea cărții Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, o carte de Harriet Lerner publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. A fost alături de noi Roxana Avădanei, psihoterapeut integrativ, fondator Ikigai Dojo și Embodiment România. Îi mulțumim foarte mult pentru răspunsuri la toate întrebările, iată și întrebări venite pe pagina ei de Facebook, comunitatea ei, dar noi bineînțeles că așteptăm și întrebările dumneavoastră. Nu uitați să urmăriți și celelalte episoade din cadrul acestei campanii, dialoguri, interviuri cu specialiștii noștri, cu invitații noștri, coach, psihologi, psihoterapeuți, specialiști în relații de cuplu sau în parenting, despre cum putem avea o vacanță în echilibru, în armonie cu noi înșine, dar și cu ceilalți, pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube Herald. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi minunată în continuare și nu uitați, lectură plăcută la această minunată carte, Dansul furiei de Harriet Lerner. Mulțumesc și eu, Sorin, de invitație și dă-mi voie să le dau un sfat celor care vor citi cartea, luați-vă un marker. Și citiți-o așa cu pendelete cardeleanu, cum se zice. Vacanță plăcută și în armonie.